accept, așa cum trebuie să înceapă vernisajul unei expoziții, prin a anunța participanții oficiali la acest eveniment. Anunț prezența domnului viceprimar al primăriei domnului Severin, domnul Daniel Cârjan, domnul Sorin Vidal, managerul Palatului Cultural Teodor Costescu, domnul Severin, de asemenea invitații care vor aduce, eu știu, o notă critică, deci în astfel de situație. Critica este mai blândă. Doamna Maria Bălăceanu, doctor în istorie și critic de artă. De asemenea, domnul Dan Alexoae, prieten bun al domnului Andrei Coptiv, domnul Valentin Vasilescu, tot prieten bun. Tot prieten bun și un aplic iubitor de artă și un invitat, eu zic, care ne face cinste, domnul Firulovic Daguriu, din Serbia, un artist complet. Artist vizual, interpret, scriitor, un om iubitor de ceea ce înseamnă România și românism. Da. Aș vrea mai întâi să rog pe domnul Valentin Vasilescu. Eu uite. Să spune câteva cuvinte despre arta lui Andrei Coptiv. Doamne și domnul, eu îi mulțumesc domnului Olaru că și lui Andrei, că el a avut ideea, vă zice, să spun două cuvinte despre mine. Ar fi fost poate să spun, am avut discuții aprice și cu Andrei și cu prietenii. Ieri eram la prietenul Luță acasă, în curte, și ne simțeam foarte bine, Andrei. Și am discutat două ore, să știți, numai despre tine și despre lucrările tale. Ai devenit, datorită discuții iscate în jurul afișului tău, ai devenit problemă de discutat, ceea ce este extraordinar. În domnul Severin, în ultimul timp, în mediile acestea și în zona aceasta noua provivendare, se discuta despre situația lui Coptiv, că a avut așa, că a spus așa, am avut și o poziție mea. Și până la urmă, seara, am dat telefonul la Andrei și am zis, bă, fratele meu, mă, prietene, zic, figurile acelea de pe afiș sunt trupuri umane sau sunt lucrările tale? Sunt lucrările. Și atunci am zis, doamne, eu mă retrag din cursă, nu mai am pe Andrei în față ca să îl critic, pentru că eu pornisem de la ideea că nu se face așa ceva să fii cu modelul fotografiat. Nici Salvador Dalí nu a venit cu gara dezbrăcată și fotografiată la expozițiile sale și nici cei mai mari experimentaliști nu au făcut această mine. Am avut o discuție mea cu Andrei, el a avut poziția lui, eu am avut. Dar iată că, dacă nu nici discuții în jurul acestei chestii, uite cum se uită bizii la mine, ce? Și a stat cu afișul. Ce vorbește? E foarte important afișul. Dar așa ce? Vezi? Uitați-vă, sunteți ceva mai mult decât data trecută, la vernisajul trecut, ceea ce este foarte bine. Și până la urmă, nu-i strică artistului un pic de scandal în jur. Credeți-vă că, la ora actuală, le proporțiuni gardei, având în vedere că suntem în orașul nostru drag, Sorbeta Turnul Severin, prietenul Andrei a pățit cu afișul și cu discuțiile în jurului ce a pățit Costache Brâncuș când a ajuns în America și vama americană spus că astea nu sunt opere de artă, astea sunt piese dintr-un aparat, din cine știe ce chestie și a dat vama americană în judecată. Și astfel a ajuns super cunoscut în toată lumea, datorită unui scandal. Era cunoscut în mediile artistice foarte bine, Brâncuș, dar nu era cunoscut în toată lumea. După procesul a avut cu vama americană, în care a fost, de vreo, dar nu despre Brâncuș vreau să vă povestesc, logica de arătură, eu vreau să vă povestesc despre Andrei. Cel mai important pe care vreau să vi-l spun despre prietenul meu Andrei Coptiv este următor. Din câte știu eu, în Turnul Severin, el și-a asumat rolul și viața unui artist plastic. El trăiește ca un artist. Și-a asumat acest mod de existență, și-a asumat viața unui artist cu
suișurile, cu denile, cu îndoielile, cu problemele. Dar el trăiește ca un artist, are atelier și este plastician, artist vizual, să zicem așa, la modul general. Face și pictură, face și desen, și sculptură, după cum vedeți, că la această expoziție de sculptură am fost invitați. Este unul dintre toți, eu nu mai cunosc pe altcineva, știu că ceilalți au tot felul de alte preocupări și plasticitatea și arta plastică este mai mult sau mai puțin hobby. Nu! Copil trăiește din ceea ce face. Este profesionist. De profesionalitate, m-a vorbit doamna Bălăceanu. Observația mea, și a fost și discuția de aseară din cursul de la Luță, că el este un om care și-a asumat viața de artist. Nu e puțin lucru. Primul poet la noi în România care și-a asumat viața de poet a fost Eminescu. Nu fac comparații, nu vreți, dar ca să înțelegeți. E un om care are viața formată, calată și adunată în jurul atelierului său. Unde vin oameni, unde au părei, unde vin oameni ca să cânte la chitară, cum vine prietenul Boscăz, a venit Boscăz în timp, mai așa? Sau unde vin prieteni, cum e doamna Alexoaie, cu aici cursanți, să vadă despre ce e vorba, cum e lutul, cum e materia, așa mai departe. Asta ar fi un lucru. Al doilea lucru, faptul că eu am considerat pe imaginele de pe afișe, sunt trupuri reale ale unor existențe reale, asta înseamnă că are un talent deosebit, că are această maestrie de a face, nu? Cum a făcut, iar de vină, ce să facem, noi tatăl nostru, Brâncuși. Cum a făcut Brâncuși Corșeu, după aceea a făcut ce a făcut el, ca și artist, dar a făcut Corșeu. Deci are această abilitate și această calitate de a lucra trup uman, care este maximul pe care poate să facă, nu? De planeta importantă pentru un artist, nivelul cel mai ridicat, în modul perfect. Eu am considerat că cele două imagini, care e același de la oglindă, trupul respectiv este unei persoane mii. Așa a ieșit la... când s-a tras afișul. A ieșit un pic. O zonă de carnație, așa, de o culoare de carnație. N-am fost atent să mă uit să văd că, de fapt, de la piață nu m-am uitat cu atenție. Însă, nu-i nici din Golea că într-unul Severin a avut loc o discuție, mai cu filozofie, mai cu părere, mai cu discuții, mai, nu? În legătură cu artă. Și doresc acum, prietenului Andrei Copil, de fiecare dată când face câte o personală, să facă câte un scandal. Și până la urmă, știți ce mai doresc? Îi doresc să dea Dumnezeu să vină unul să-l facă o spargere, să-i fure lucrurile. Ca să ajungă măcar pe nivel european. Pentru că numai lucrurile acestea mai scot în față calitatea extraordinară și munca. Vorbeam cu Andrei și zicea, Dumnezeu, zice, oamenii se leagă de această idee, dar munca nu interesează pe nimeni câtă muncă a depus Andrei Copil să facă un tors. Sau să facă seria de oglinzi. Așa am înțeles că le-a zis el. Pe nimeni nu interesează cum faci, cu apă, cu dalta, cu ciocanul, cu picamărul. Contează istoria pe care o produci. Nu zice nimeni să trebuie să mă trebuie, că mai sunt și alții de vorbit. Sper că nu v-am plictisit, vă mulțumesc mult de tot. Am înțeles, în sfârșit, ceva foarte important, pornit de la prietenul Andrei Copil. Mai departe, mai discutăm așa și pe grupul Jupuleț. Da, mulțumim domnului Valentin Vasilescu. Îl rugăm pe Dan Alexaie. Nu? Cel mai important. Totdeauna. Vreau să-i mulțumesc, eu nu vorbesc mult ca Valentin, vreau să-i mulțumesc prietenului Andrei, de azi să ieze într-o noată de emoții foarte mari. Vreau să-i mulțumesc pentru sărbătoarea personală de astăzi, pe de o parte, pe de altă parte, pentru că de multe ori ne-a primit la el în atelier. Vreau să spun că toate aceste lucrări le cunosc înainte de a fi modelate, ca să paraphrasez pe cineva.
arta lui, eu nu o comentez, nu am vederea, spun doar că ne ajută să ne articulăm pe cele bune și atât. N-am venit cu una goală și eu două surprize pentru el, mai la parte. Îi mulțumesc și să ai spor și inspirați. Acum, de fapt, despre opera lui Andrei Copil, va vorbi doamna Maria Bălăceanu, pe care ați prezentat. Mulțumesc! Eu n-am știut de ce se vorbește, n-am participat, nu mi-a ajuns niciun zgon, vin de pe drum de la Timișoara, așa încât n-am să pot face nicio referire, că nu știu părerea nimănui și de regulă, cred că mă știți, îmi păstrez părerile mele. S-a zăpărat la noastră. Da. Dar înainte de a vorbi despre expoziția aceasta și despre artistul vizual, să folosesc și eu termen, Andrei Copil, permiteți-mi să vă mărturisesc bucuria de a vă revedea. De câtva timp n-am mai putut face expoziții aici. E adevărat, dumneavoastră ați revenit de vreo două luni. Și eu sunt unul dintre cei care se bucură din tot sufletul. De aceea țin să mulțumesc, nu numai să felicit, pe toți cei care au contribuit la această revenire în Castelul Artelor. Atât autorităților care au permis redeschiderea spațiului acestuia, cât și artiștilor care s-au angajat să ne ofere din când în când și am constatat că e destul de des o astfel de bucurie, o astfel de sărbătoare. Și nu în ultimul rând, ci pe aceeași treaptă, dumneavoastră, iubitorilor de artă, căci fără dumneavoastră, nici spațiu și nici artiștii n-ar însemna nimic. Deci, este o sărbătoare a tuturor și haideți să o trăim pe aceasta la care suntem părtași acum împreună și cu tot sufletul. Marea majoritate îl cunosc pe Andrei Copil. Aproape de la integrarea lui în grupul artiștilor severine, l-am cunoscut și eu. Și i-am simțit trăirea, filon acestei trăiri și i-am văzut evoluția. Este un artist care s-a dedicat sculpturii, deși, cum spunea domnul Vasilescu, pictează, desenează și multe alte lucruri care intră în sfera artei vizuale, dar sculptura este principala formă de manifestare a filonului său artistic. Și din aceasta, aproape de la început, s-a dedicat nudului feminin. Și în desene și în pictură i-am văzut, aș putea o să spun, chiar cercetarea amănunțită a femeii. Ce este femeia? Iertați-mă că eu, ca femeie, pun această întrebare. Eu nu o pun în numele meu, o pun în numele lui, pentru că eu simt pe el mereu, așa se întreabă. Și deseori, când ne expune nudul feminin, aproape că ne întreabă pe noi toți ceilalți și în funcție de ceea ce îi răspundem, el încearcă să verifice dacă corespund. Și chiar dacă nu corespund răspunsurile la întrebarea ce e femeia, el continuă să-și păstreze filonul, pentru că de aceea este artist. Se spune că arta, ca și literatura, literatura se face din cărți, sau cartea se face din cărți, și arta se face din arta anterioară sau contemporană. Este adevărat până la un punct. Sunt aceleași mari teme, sunt aceleași motive, sunt aceleași trăiri pe care un individ cu talent
le trăiește în fața a ceea ce natura oferă. Dar particularitățile definesc pe fiecare în parte, îl separă de ceilalți și ne uimesc pe noi de fiecare dată, artiștii, cum pot să mai găsească elemente originale la niște teme atât de mult cercetate, transmise în expresie plastică, aproape de când este lumea, cum este nudul. Din preistorie, nudul, mai ales feminin, a fost transmis în expresii plastice după puterea și după interesul pe care l-a avut fiecare artist în parte. Ce este femeia? Femeia este multe și iar nu spun în ceea ce mă privește pe mine ca femeie, ci după ce le-am analizat în decursul anilor de când îl cunosc, întrebările pe care și le pune și răspunsurile la care și răspunsurile, de fapt nu întrebările, această întrebare și răspunsurile pe care le-a găsit. Femeia este un o creație a divinității, exact cum este o floare, cum este un pom, cum este o aliere, cum este soarele, cum este luna, este o creație. În care poate Dumnezeu, câteodată, a investit foarte mult. Ori artiștii, această investiție mai mult a creatorului în trupul feminin caută perfecțiunea. Perfecțiunea, dar nu exterioară, nu doar unduirile, ci ceea ce definește aceste unduiri vii față de niște forme la fel de frumoase, dar fără viață. Ceea ce înseamnă cuvântul femeie și nu niște unduiri. Nudul feminin trebuie privit ca atare, ca orice, ca orice subiect, nu numai tematică, ca un subiect de inspirație. Fiecare dintre artiști îndrăznesc mai mult sau mai puțin. Spunea Vasilescu, el și-a asumat statutul de artist care poate să spună unele lucruri pe care le simte și să îndrăznească să le expună în așa fel încât oamenii să poată stabili dacă e pe aceeași undă cu el sau nu. Oglindirile, el le zice oglinzi, oglindirile acestea tocmai ne demonstrează că el a constatat diferențierea dintre ceea ce înseamnă să privești așa cum domnul Vasilescu a privit fotografia și s-a părut că este, privit afișul și s-a părut că este un model fotografiat. Deci de la acest aspect până la ceea ce ar putea să fie dincolo de oglindă. Ce oglinda nu poate cuprinde. Într-o discuție în atelierul lui, când am văzut unele dintre acestea, i-am spus ce știu eu, că este simbolul oglinzii. S-ar traduce în câteva cuvinte. Nu ești ceea ce vrei să fii, ci ceea ce poți să fii. Este părerea mea că el așa încearcă să răspundă la întrebare. Nu știu, nu l-am discutat, aștept mereu în celelalte lucrări să
găsesc, da, în parte, este. Uitați-vă și la acest tors, o oglindire imperfectă a torsului din partea superioară. Sigur că bănuiesc că au, deși nu vroiam să mă refer la controverse, unele articole, unele intarsii metalice adăugate nudurilor. Da, este o îndrăzneală pe care el și-o asumă, dar ceea ce înseamnă nudul și mai cu seamă acesta, nu putem să participăm la o astfel de controversă. Aș putea să spun că în acest tors este muncă deosebită. O muncă migăloasă, nu numai în a găsi, așa cum spuneau cei care au vorbit de dinaintea mea, perfecțiunea unui tors feminin, dar și acele intarsii care sunt destul de greu de obținut și pe care el le-a făcut cu anume meșteșug, aș putea să spun. Așa încât expoziția aceasta, care nu cuprinde numai torsul feminin, în diferite ipostaze pe care nu trebuie să fim prea pudici, căci le știm că există, dar în ceea ce privește nudul său, nu ajunge acolo. Chiar dacă în față este, în fața nudului cu pricina este și un măr. Păcatul original îl știm cu toții. Și l-a asumat inclusiv Biserica Creștină. Și nu știu prea multe despre celelalte biserici, dar știu că este asumat ca atare. Sunt aspecte de viață pe care le mărturisește. Chiar și acel măr pătrat, mie îmi spune foarte mult. Dacă el ar fi fost pătrat, păcatul original s-ar fi săvârșit? Iată întrebări pe care poate și le-a pus, poate nu și le-a pus, dar pe care noi, cei care privim din afară, ne putem contura. În așa mod trebuie să privim expoziția lui Andrei Copchin ca a unui artist care e îndrăgostit, o spun de prepoziția vârstei mele, e îndrăgostit de femeie și vrea în har, prin harul pe care l-a primit, să o surprindă în atâtea ipostaze ale frumuseții ei, care nu trebuie neapărat să fie n-aș vrea să folosesc cuvântul fecioară, pentru a nu face conotații, în toate tulburătoarele ei frumuseți. Este un artist care îl surprinde, încearcă să le surprindă și își asumă responsabilitatea a le expune celorlalți. Lucrează mult. Sunt artiști care lucrează și ei, mai mult sau mai puțin, expun mai puțin. Și atunci, unde este arta? Spuneam mai înainte despre această triadă. Artist, opera de artă și iubitorii de artă. Dacă nu o arăți, arta ta poate să fie doar pentru tine. Nu mai fi egoist. Și ea nu este un egoist. Eu îi știu o parte dintre lucrări. Am fost și eu de multe ori în atelierul lui, pentru că este un artist care ține la dialogurile acestea și
dovadă că s-a și iscat ceea ce spuneați că s-a iscat din dialogurile care se poartă în atelierul domniei sale. Dar aici, în spațiul acesta consacrat deja artei, arată cu totul și cu totul altceva. Este o expoziție unitară, încărcată de emoție, încărcată de creativitate, de talent. Într-un cuvânt, Andrei Copil ne convinge de fiecare dată că a ajuns nu numai la vârsta fizică a maturității, ci și la la maturitatea artistică. Că va căuta mereu, sunt aici destui artiști, toți caută mereu. Ce va găsi? Eu vă mărturisesc că sunt foarte curioasă să văd ce va găsi din aceste întrebări pe care și le pune. Oricum, nu privesc altfel creațiile sale decât ca opere de artă. Mi s-a fi părut firesc să nu existe, poate la sfârșit, în discuțiile așa, să se ajungă să se spună despre controverse. Pentru că, de ce, domnule Vasilescu, iertați-mi și vă... Da, mă spuneți. Interoghez direct. De ce să un artist să fie doar un scandal? Doamne, așa este, așa este, așa prevede. Dumneavoastră vă ochetați. Și atunci am să vă spun un lucru. De ce s-a supărat Brâncuș? Pentru că în declarația de vamă, i-a spus numele, prenumele și ce mai avea acolo și a zis deține obiecte. Da. Deci le-a numit obiecte. El nici nu... Piese, doamnă, mai mult erau obiecte. Piese. Foloseau la ceva. Care foloseau la o zină. Eu din sursele mele biografice. Da. Sunt convinsă. Nu. El a fost supărat că i s-a zis obiecte. Piese, vă dați seama că a fost pentru un artist de la noastră. Ascultați-mă, nu că tu cred că este cazul să facem prea mult. Dar un singur lucru aș putea să adaug. Cât de necunoscător de artă ar fi fost Vameșul acela, își dădea seama că nu sunt piese care să facă parte dintr-un ansamblu. Și încheiem cu permisiunea dumneavoastră. Să ne întoarcem la finalul acestei expune și să vă mărturisesc, sunt un om liniștit și un om care a mers pe o linie destul de dreaptă, câteodată prea dreaptă, dar consider că nudurile sale sunt opere de artă. Felicitări Andrei Copil. Nu știu dacă voi avea prilejul să văd răspunsurile la întrebările ce este femeia, dar atât cât Dumnezeu ne va îngădui, eu și timpul și toate celelalte ne va îngădui, eu voi fi pe aproape să vă dibuiesc răspunsul la această întrebare. Dumneavoastră vă mulțumesc că mă bucur că sunteți atât de mult și vă mulțumesc în nume personal și în numele artiștilor pe care îi cunosc de mult și știu cât țin să fiți alături de trăirile lor, de bucurile lor, de necazurile lor, de frământările lor pe care le vedeți uneori în aceste opere și el primește plata la o parte din toate câte le-am durat. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, ce aș vrea să remarc?
abnegația și tenacitatea artiștilor plastici severine nu permit după atâția ani ca această zonă culturală fiind să facă astfel de afirmații o generație tânără care dornică, dorește să se afirme și care efectiv însuflețește acest castel devenit al artelor. Numai în cele trei luni de la redeschiderea castelului este al treilea vernisaj la care participăm cu toții. Vă doresc multe înainte și, sigur, o operă recunoscută de cei de public și de critică, în mod deosebit. Andrei Copil. Cred că s-a spus și multe cuvinte, dar cred că s-au spus prea multe cuvinte frumoase pentru un singur om. De aceea aș vrea să vă spun că faptul că sunt aici unde sunt, în momentul ăsta, se datorează unui grup destul de mare de oameni din acest oraș, care m-au primit în sumul lor. Știți foarte bine că eu sunt de dincolo de Carpați. Acum, criticile și polemicile care se discută în jurul meu nu fac altceva decât să mă bucure și să le mulțumesc și să le spun că mi-s la fel de dragi ca la început, chiar și domnul Luță care a fugit. Totdeauna am avut o simpatie și m-am... oarecum au fost mentorii mei, așa se numesc mentorii mei. Eu vă mulțumesc pentru că ați venit în număr atât de mare. Nu așteptam, deci să vă spun. Și vă rog să saburați. Eu știu din ce am putut să vă ofer în decursul a câțiva ani de muncă. Vă mulțumesc! Felicitări lui Andrei Copil și, așa cum menționat cu puțin timp înainte, domnul Dan Alexoae vrea să ne cânte din prezența... Vreau să vă zic doar că... Vreau să vă spun doar că, de fiecare când a fost Andrei la atelier, el are un obicei, bun obicei. Fie să spune cum se simplu, că fie un singur popular. Și eram sigur că se fac o bucurie ajutând două dintre vedetele noastre locale. Fete care cântă atât de frumos. Din Andrei? Cine sunt fetele de din Andrei? Lorena Ivne și Nicol. Andra, ia. Ne știți de sigur? Te picram să-i stărăm.
Firulovici. Doamnelor și domnilor, Firulovici, prietenului Andrei și al nostru. Vin din Zemlia, din Anegotin, de Valea Timocului și aduc sănătări la copil, că nu sunt numai eu prietenul meu de acolo, e acolo cunoscut, cred că, de multe câteva la tur. Și toată lumea salută. Să știi că te-a salutat și Adam Kusnici, cu care e poet academician românesc. Îi sunt prieteni de mult, îi picta în beci pe Nikita și ai alți poeți. După vocele ăștia, care nu mai sunt voci, astea sunt niște instrumente, eu nu știu dacă am curaj să fac cât și un cântec. Dar să încercăm. Când un cântec, o doină sârbească, cred că vine din partea aia, dar încercăm și una românească. Краипотока, хладне воде, шума Gloria Christi.
crinului, floarea crinului și condorului mă. Astăzi, floare, floare, noaptea pe răcoare. Astăzi, floare, floare, noaptea pe răcoare. Ia să spui tu mie, care frunză bate vântul când nu bate, care frunză bate când nu bate. Frunza plopului, frunza plopului și condorului mă. Astăzi frunză bate vântul când nu bate. Perioada 21-23 aprilie la Ținele Severinului, invitat alături de colegii lui, prietenii lui, vă mulțumim tuturor, îi urez mult succes lui Andrei.